Participare la acest campionat este primul eveniment planificat pentru acest an și îi așteptăm acasă pe sportivi cu victorii, doar cu victorii. Vreau să spun mulțumesc separat domnului Andrei Grosu pentru implicarea în organizarea plecării sportivelor la acest eveniment și vreau să menționez că sunt foarte recunoscător domnului Dorin Dămir pentru suportul care îl simțim continuu în toată activitatea noastră. Da, tac. Astăzi, lotul național a Federației de Muay Thai Republicii Moldova pleacă în Vilnius, deoarece va avea loc Open Baltic Cup la Muay Thai. Federația de Muay Thai pleacă cu un lot impunător de 34 de luptători. Avem un lot destul de interesant, sunt nume noi, așa că suntem toți în așteptarea locurilor de frunte și cupelor la această grandioasă manifestare a sportului Muay Thai. Uniunea Federațiilor Sportului de Contact este mereu alături de această bună și foarte de perspectivă Federației a Republicii Moldova. Tuturor sănătate, succes, планы мари, мерзите на инте, что это лофибине. Здесь собрались все клубы Молдовы, тайбоксинг, Беркут, Леон Яловен, Леон Камрад. Мы рассчитываем только на победу, хотим взять общее командное первое место. Категории возрастные, начиная с 8 лет до 35. Вот, будет проводиться Кубок Балтии. Уже зарегистрировано 18 стран, 600 участников. В прошлом году общая команда место взяла Англия. Попробуем и уверен, что будем конкурентоспособны на этом чемпионате. Экипа Молдовы мерджила Baltic Open Muay Thai Cup. Deja sunt în registrat 383 de sportivi din 18 țări. Va fi un turneu foarte și foarte interesant, vor fi multe lupte frumoase și dure. Echipa Moldovei reprezentată de către 34 de sportivi, inclusiv o mare parte și sportivi din școala sportivă specializată de box, luptă liberă, kickboxing și Muay Thai. Și mă repet, sunt încrezut în rezultate frumoase, fiindcă Muay Thai în Republica Moldova este la un nivel foarte bun și în ultimii ani avem rezultate foarte frumoase. Да, мы сейчас едем на открытый кубок Балтики и хотим показать, на что мы способны и что мы не зря работали. Я хочу еще одну золотую медаль в мою копилку и доказать всем, что я не зря стал чемпионом мира в этом году. Мои прогнозы – это показать красивые бои, и я постараюсь завоевать золотую медаль для себя и для своей команды. Будут хорошие соперники и мы будем стараться показать и доказать то, что мы лучше. Așteptările sunt cele mai mari din partea băieților, fiindcă toți au antrenat, s-au pregătit și sperăm că de data asta să venim cu un rezultat și mai bun. Sperăm că primul turneu din sezonul sportiv 2020 să fie cu piciorul drept pășit și o să ne întoarcem cu rezultate foarte frumoase, ca de obicei. Trecem la lotul național în Vilnius, în orașul Vilnius, la un campionat destul de puternic. Deja noi avem practică la plecări din țările Baltice, am fost 2 ani consecutiv la Riga și băieții au venit cu o experiență frumoasă și cu rezultate foarte bune. Așa că le dorim mult succes și desigur să ne aducă faimă Republicii Moldova. Da, am așteptat cu multă plăcere acest campionat. Am avut o pregătire foarte lungă și foarte bună. Așteptări, noi plecăm cu un lot iarăși foarte puternic, suntem mulți. Eu cred că așteptările nu sunt doar de la mine și de la întreg lot, pentru că noi sunt 100% ca să venim cu cupa pentru echipe de primul loc, cupa mare, și o să bucurăm țara. Eu plec în Vilnius și am așteptări de câștig. Eu cred că voi fi primea cu primul loc, voi încerca să iau primul loc. Că m-am antrenat foarte, foarte mult. Da, mă simt foarte bine. Sunt într-o categorie foarte concurentă și sunt sigur 100% că să fac față și venim numai cu victoria acasă. Da, bună dimineața. Suntem o echipă foarte puternică, un lot foarte puternic. În țările Baltice noi suntem practic deja nu oaspeți. Turneul
va fi foarte puternic, deoarece vor fi echipe din Marea Britanie, din Israel, din Turcia, selecționată Lituania, Letonia, Estonia, Rusia, Ucraina, Belarusia. Sunt niște echipe puternice de top la mondiale. Bună ziua, participăm amatori pentru a lua o experiență. Pentru, desigur, că am venit cu primul loc și a câștigat campionatul. Нацелен на первое место и на золотую медаль. Что мы к этому очень долго готовились и усердно тренировались.